fost vara pentru tine? A fost scurtă, cred că mulți dintre noi am avut senzația asta. Am făcut un mix între Italia și Franța. În Italia am fost în zona Puglia. În fiecare zi am văzut un alt oraș. Am condus foarte mult, așa cum fac eu în toate vacanțele noastre. Apoi în Franța am mers pe Valea Loarei și am terminat vacanța în Paris cu un concert Coldplay, care a fost absolut magnific. A fost foarte, foarte frumoasă. A fost un prag emoțional pentru mine pentru că am împlinit 40 de ani și eram puțin stresată de acest moment. L-am trecut cu bine și am avut parte de cea mai frumoasă vacanță în 5 de până acum și cred că de cele mai frumoase momente de care am avut parte până acum de ziua mea. Am fost în Lefkada, o destinație mai puțin prietenoasă, aș putea spune, pentru copii, dar până la urmă ne-am descurcat. A fost foarte bine, foarte neașteptat de bine. Plină! Ce să zic, să o iau acum, să o împăturesc, să o pofilesc? A fost plină, am filmat aproape în fiecare zi, fiind rolul principal, spre bucuria mea, am secvențe de filmat de la prima până la ultima și atunci am avut de lucru. Doamne, a fost o vară extraordinar de plină, pentru că la mine, în mod special, e vara de dinainte să reîncep școala. Fetița mea începe școala, clasa 0, clasa pregătitoare, și atunci am vrut ca vara asta să fie așa, ultima ei vară chiar de, nu știu, de vacanță din aia, de copilărie dulce. Am fost de multe ori la mare, am fost pe la toate festivalurile din țară, recent am fost la Paris, în Normandia și, bineînțeles, la Disneyland. Așa că dacă tot am fost la Disneyland, vara chiar a fost de poveste. A fost o vară muncită și o să fie în continuare, dar pe mine mă bucură treaba asta, pentru că m-am săturat să stau degeaba atunci când așa și vreau să muncesc tot timpul. Nu mai vreau nici vacanță, nu mai vreau nimic. O vară grea, cu filmări multe și fără foarte multe vacanțe, pentru că asta e programul de la filmările Călanu. Am prins 4 zile de Londra, tocmai m-am întors și mare din când în când, pentru că programul de la Călanu este următorul. În fiecare săptămână, la jumătatea săptămânii, spune ce faci săptămâna viitoare. Deci nu poți să plănuiești, nu poți să zici, bă, de acum peste 3 săptămâni vrei să mergem în Mykonos. Habar n-am, că eu nu știu dacă filmez sau dacă nu filmez. Pentru mine a fost neașteptat de plăcută, surprinzător. Și nepoata mea a zis, nepoata Alice a zis și ea că abia așteptăm să mergem la Paris separat și împreună, că ea a jucat acolo vreo 2 ani la Paris. Eu am făcut așa de vreo 2 ori, dar am zis că cel mai frumos ar fi să mergem împreună și s-a nimerit. Și chiar astăzi mă gândeam că mi-aduceam aminte cum am mers cu tuk-tuk-ul, n-am mers niciodată așa, și la Versailles cu mașinuța aia ca de golf. Doamne, a fost nemaipomenit, o adevărată aventură. Teo, cum a fost vara asta pentru tine? A fost un haos mai organizat vara asta, spre deosebire de vara trecută, când habar n-am avut în ce mă bag. Am mai rărit din cântări ca să mă pot descurca, nici n-aș fi avut altfel cum cu filmările pentru serial, pentru Clanul. Am reușit să mă împart frumos între tot ce îmi place să fac mai mult. Clanul, Vocea României și, mă rog, performanțele mele live. Ai apucat să te duci în vreo vacanță? Nu, am fost 2 zile până în Bulgaria de ziua mea, dacă s-ar pune la socoteală. Oricum mi-am lăsat weekendul la liber pentru că era ziua mea și am vrut să fac ceva. Până la urmă m-am hotărât că nu vreau să fac nimic. Dar nu, cred că vacanța o las pentru la iarnă. Vedem.